văd un risc pe termen mediu pentru ca România să se stingă ca națiune. Și mai este o chestiune legată de partea asta de leadership. Există, cred eu, o formă de epuizare a unui model de a face politică. Așa cum am spus că am ajuns la un capăt de drum pe modelul economic, pe contractul social, pe modul în care ne mișcăm, cred că în clipa de față lumea simte, eu asta simt ca român. Nu comentez politică românească, n-am voie să comentez politică românească și n-am să fac, că sunt la NATO, politică în România. N-am voie să fac asta și n-am să o fac. Dar eu simt că în public, în frustrarea pe care o simt, în ambiția pe care o simt, în resemnarea pe care o simt la foarte mulți dintre ai noștri, eu simt că există germenele pentru a merge mai departe. Nu fac comentariu despre politică, dar eu vă spun un singur lucru. Alegerile de la anul, cele 5 alegeri de la anul, pentru că prezidențialele sunt în două alegeri distincte, sunt cele mai importante alegeri din ultimii 30 de ani în România. Nu am avut moment mai important, a fost momentul tranziției de la Ion Iliescu la Emil Constantinescu, au mai fost alte momente, am candidat și eu odată, mi-aduc aminte cu multă precizie acele momente, dar eu vă spun că niciuna din alegerile dinainte nu se compară cu cele de acum. Vă referi? Ca ciclu politic, începe un ciclu istoric nou. Începe un ciclu istoric nou. Alegeri în America, alegeri în Europa, un deceniu în care se împart cărțile, deci eu cred că România are în clipa de față obligația să-și aleagă, nu doar la nivel de vârf, ci la nivel de primării, la nivel de consilier, la nivel de parlamentar, la nivel de europarlamentar, vă rog eu din inimă, alegeți oamenii care vi se par că sunt cei mai potriviți. Chiar dacă de multe ori ne înșelăm când îi votăm. Îi votăm cu speranță sau pentru răul cel mai mic și ne trezăm că după aia suntem dezamăgiți de ei. Se întâmplă și asta. Dar mai bine votați și mergeți și căutați oameni cât mai buni care să vă facă să sperați că se poate schimba ceva în țara asta. Pe de altă parte, cred că văd lucrurile diferit. Poate eu sunt într-o altă etapă a vieții. Poate sunt mai înțelepțit, poate că am văzut mai multe lucruri la NATO, dar văd un lucru care cred că îl știm cu toții undeva în amintirea noastră istorică de la înaintașii noștri. Că este un moment atât de important la nivel global, la nivel de tehnologii, la nivel de ce se joacă jocul ăsta, încât simt nevoia să spun compatrioților mei și celor din diaspora atât de masivă românească că ăsta este un moment extrem de complex. Și că, de obicei, în istoria noastră, înaintașii noștri, elitele românești, de-a lungul timpului, nici ele perfecte, niciodată, au simțit de fiecare dată când a fost un astfel de moment de cutremur geopolitic, de transformare în societate, de erupție de noi idei, să profite de acel moment să ducă proiectul național mai departe. Și pașoptiștii, și Alexandru Ioan Cuza, și brătienii, și dinastia, și Regina Maria, și cei care am făcut generația mea integrarea euroatlantică. Este un moment din acelea. Și cartea asta este despre o bătălie pentru un viitor care găsește România în cel mai bun moment al istoriei noastre naționale, în NATO, protejați de cea mai mare organizație de acest gen din istorie. Bine, în UE, chiar dacă acolo sunt lucruri de reglat raportul de putere între centru și periferie, dar avem cel mai bun moment din istorie, fără îndoială. Cu tot Occidentul, aliatul nostru. Dar în același timp avem și cel mai delicat moment din istorie. Eu când văd jumătate din tinerimea românească alegând să părăsească țara, văzând declinul demografic, discuție despre pensii, păi să vedeți în 10-15 ani de zile, dacă nu schimbăm lucrurile, discuții despre sustenabilitatea pensiilor, când o să rămânem vreo 14, 15, 16 milioane în această țară. Deci este și un semnal de alarmă, dacă vrei, Mihai. Și mai este o chestiune care nu s-a întâmplat până acum. Se reîmpar cărțile geopolitic. Îl văd pe Mircea Lucescu aici, Mircea Mesic, ai venit. Se reîmpar cărțile. Și Țăndărica acolo. Ovidiu, a venit de la Washington. Nici nu au vrut să-l mai lase americanii să se întoarcă în România. Bine a venit, Ovidiu. Au vrut să-l numească ambasador. În perpetuitate. Dar ce se întâmplă acum, combinația asta de joc geopolitic se combină cu o revoluție tehnologică pe care adică eu conduc inovarea la NATO. Ce vine pe inteligență artificială, pe quantum, pe biotehnologie, biologie sintetică, pe noi materiale în afara tabloului Mendeleev, ne va schimba viața de la microfonul ăsta până la orice altceva, orice meserie va fi transformată, până și cea de sportiv de performanță, cea de om de presă de performanță, nu mai vorbesc de politică și democrație, care sunt, deci, este un fel de forfecare a istoriei pe care România trebuie
să o folosească pentru a merge la etapa următoare. Inteligența artificială încă putem să o mai, să o mai strunim. Asta facem și la NATO, asta facem și cu EU-ul, asta facem și cu, cu liderii business-ului de genul ăsta. Poate scăpa și poate să devină periculoasă pentru noi. Într-un sondaj făcut în Silicon Valley între inginerii care produc algoritmi de AI, de inteligență artificială, 10% consideră că produsele lor riscă să conducă la extinția speciei umane. 90% cred că poate fi reglementat. Eu cred în continuare că, dimpotrivă, criza climatică este mai periculoasă chiar decât aceasta. Pentru că ea deja este mult prea avansată. Trebuie să facem eforturi incredibil de mari și complicate pentru a putea să o mai stăvilim un pic. Eu ceea ce văd venind, văd de fapt un fel de demenghină între inteligența artificială, quantum computing, care va face ca tot ce avem noi, putere de procesare în calculatoare, să fie imensă, biologie sintetică, în care ne uităm și la ființa umană și vom putea să reparăm infirmități decisive, să le reparăm efectiv. Vom putea să facem în așa fel încât animalele și cele care produc atât de mult metan să fie redus cu 90%. Va fi o competiție pentru cucerirea spațiului și eventual colonizarea spațiului. Aceste lucruri vin, dragii mei, în următorii câțiva ani de zile. Nu e o utopie, nu e science fiction. Eu vă spun la NATO, pentru că asta fac în fiecare zi, mă ocup de acest subiect, ele vin și ne vor schimba modul în care muncim, fiecare profesie, geopolitica. Și nu vreau ca țara mea, într-un moment atât de bun al istoriei sale, să iasă, Doamne ferește, dacă nu înfrântă, vulnerabilizată de o schimbare pe care azi simt că încă nu suntem pregătiți să o facem. Și nu doar la nivel politic, ci la nivel de societate, la nivel de business, la nivel de elite intelectuale, la nivel de oameni care dacă aș face un film, dacă aș fi atât de talentat, și nu cred că sunt, un film, eu aș face un film, am văzut acum un film despre aceeași crimă în Londra la 1890, în timpul războiului mondial, în vremea noastră și în viitor. Eu dacă aș putea să fac un film în care să putem să filmăm pașoptiști complotând ei pe la Paris cum să facă România un stat, sau la conferința de la Versailles cu brătienii și cu Regina Maria făcând lobby pentru România Mare, sau noi, generația care am băgat România NATO și noi, cum ne chinuiam pe ultimii metri cu Vasile Pușca și alți prieteni, cu Puiu Pașcu, care este aici, să intrăm în NATO, cu mulți prieteni. Și poate că am putea avea și un mic cadru despre cum ar arăta România undeva în 2030-2040. Este o schimbare, dragii mei, dragile mele, cum n-am mai întâlnit această planetă vreodată în istoria noastră. Și România trebuie să profite, pentru că putem profita de acest lucru. Și cred că, sper că acest lucru să... Ăsta e sensul cărții, nimic altceva. Eu cred, am spus despre preocuparea mea profundă, ca român și ca tată, și sper ca bunic, s-o rândură copiii să ne facă nepoți, pe faptul că văd un risc pe termen mediu pentru ca România să se stingă ca națiune. E plină cartea de istorie de națiuni care nu mai există. Și faptul că avem atât de multă lume care încă, tinerii noștri care aleg să plece din țară, plus demografie care este atât de catastrofală, eu văd un risc, poate nu în 10 ani, poate nu în 20, dar în secolul care vine, văd un risc pentru națiunea noastră. Efectiv, mi-este frică de acest lucru. Dar, venind în termeni mai actuali, eu cred că o națiune care nu înțelege că modelul de organizare politică, modelul economic, contractul social, modelul cultural, valorile pe care le prezentăm, au ajuns la o limită. Modelul, inclusiv Constituția României, cred că a ajuns la o limită. Deci după 30 de ani de încercări pe care le-am făcut cu toții, mai bine sau mai rău, s-a făcut și progres în România. Haideți să nu spunem că nu s-a progresat în România, s-a făcut progres în România. S-au întâmplat multe lucruri bune în România. Dar, din punctul meu de vedere, am ajuns la momentul în care trebuie să recunoaștem că actualul model de organizare politică, de societate, de economie, inclusiv la nivel de influență internațională, și-a atins limita. Națiunile care... Sunt multe națiuni, asta e de fapt sensul cărții, care reușesc să iasă din sărăcie și să ajungă undeva într-o clasă de națiuni medii, unde suntem și noi acum. Specialiștii în economie vorbesc de capcana veniturilor mijlocii. Te duci până într-un loc și după aia, pentru că nu mai ai cu ce,
te lovește un plafon și nu mai poți să te duci mai departe. E o zonă de confort. E o zonă de confort și o limitare a modelului tău. Eu cred că locul României, cum a făcut Irlanda, da? O Irlandă care era, i-au plecat oamenii pe capete acum câteva decenii, o țară care era extrem de săracă, este azi de două mai bogată decât Marea Britanie. Irlanda este astăzi cu populație un sfert decât are România, a 10-a economie a Europei. Lucrează cu America excepțional, lucrează cu EU excepțional. Deci eu cred că pentru România nivelul de ambiție este unul, da, să schimbăm din mers, modelul nostru, modelul politic, Constituția, modul în care funcționează partidele, cu tot respectul, am condus și eu unul mare, un partid mare. Modelul economic este epuizat. Nu poți, nu poți să crești doar în 10 mari orașe. Ai nevoie să te duci și în restul țării. Inovarea, îl văd pe Adrian Curaj aici. Vorbim foarte mult de inovare. Dacă noi rămânem în urmă cu la nivel de tehnologie, riscăm să pierdem trenul. Contractul social românesc este complet deformat. Este complet deformat. Am 60% din copii mei, ai țării mele, la țară, din medii sărace, copii de romi, din cartiere sărace ale orașelor mai mari, care nu ajung să termine liceul? Despre ce vorbim aici? Ce viitor poți să ai dacă accepți această chestiune? Deci este un apel la a schimba din mers mașina. Și eu cred că în următorii 10 ani, 15 ani, 20 de ani, nu știu cât va dura, România poate să se ducă în top 10, o țară dezvoltată, o țară respectată, o țară influentă. Și apropo de influență, am și un capitol despre cetățeni de mâna a doua în Europa. Eu vă spun că eu fac asta profesionist. Am făcut toată viața mea asta pentru România. Eu vă zic că locul României nu este la periferia Europei, ci în centrul ei, pe bune. Și nu doar vorbind, ci pur și simplu acționând, pentru că dacă tot se reîmpart cărțile astea în Europa și în lume, zona noastră devine mult mai influentă și mai importantă în ecuația de putere la nivel european. Inclusiv renegocierea deal-ului între capitalul străin și cel românesc. Trebuie să vină mai mult capital de afară, nu mai puțin. Dar asta nu trebuie să fie în detrimentul antreprenorilor mei. Nu trebuie să fie în detrimentul celor care încearcă să construiască în țara lor un business mai puternic și să devină campion regional sau campion național. Deci cred că este un îndemn la a gândi puțin mai ambițios, dar ne recunoaște dificultățile, că avem. Corupția e mare, politica este extrem de greoaie, administrația statului este cocoșată de clientelă politică și de nepotism. Sunt și oameni foarte buni în administrație și în politică, am lucrat cu ei. Deci dacă nu recunoaștem chestia asta, cred că avem o mare dificultate în viitor. Dacă o recunoaștem și ne apucăm de treabă, cred că avem o mare șansă în viitor. Ăsta e paradoxul românesc. Ăsta e paradoxul românesc. Tot timpul am fost așa. Da. Ne descurcăm individual foarte bine și colectiv avem o dificultate. Spuneați că sunt nu doar pentru lume, pentru România, cele mai bune vremuri pe care le-am trăit până acum. Și se spune că vremurile bune nasc oameni slabi. Inclusiv conducători slabi. Și pare să vedem lucrul ăsta în geopolitica lumii. Cum vedeți vremurile astea bune pe care le trăim, dând oameni puternici, oameni motivați să depășească platoul ăsta în care se află România acum și conducători puternici? Bun. Unu, eu nu cred în lider providențial. Eu cred că fiecare națiune găsește energie, resurse, ca în momente complicate. Ăsta e un moment foarte complicat. Nu știu cum e în vremuri liniștite și posibil să fie mai comod să te mulțumești cu lideri mai banali. Ok, asta se poate întâmpla, nu doar la noi, peste tot. Dar eu știu că există în gena noastră și în memoria noastră istorică a acestei națiuni un fel de instinct de supraviețuire. Eu numesc asta un fel de oportunism strategic în care simțim că este un moment greu. Cred că lideri vizionari, transformaționali pot să fie și nu e niciun fel de problemă acolo. Și scriu destul de mult în carte. Leadership e pasiunea mea la Aspen, la Institut. Facem asta de 20 de ani de zile. Chiar în timp ce vorbim avem un seminar de leadership la Orhei în Republica Moldova cu Institutul Aspen. Și vorbesc mult despre leadership în cartea mea, pentru că cred că trebuie să investim în cei tineri și în cele tinere. Mi-aduc aminte un pic de un citat pe care l-am introdus în carte. Sunt multe citate și din regele Charles al Marii Britanii, cel mai mare fan al României și cred că
cred că e probabil cel mai admirat lider internațional de către român, pe bună dreptate, cred că nu e cineva să iubească țara asta mai mult decât, în afară, evident, de cei care suntem aici, decât regele de Charles. Regele Mihai, am avut șansa să conduc ședința Parlamentului când regele Mihai, la 90 de ani, a avut un discurs. Dacă vreți să citiți un discurs politic cu adevărat important, citiți scurtul discurs al regelui Mihai în Parlamentul României. N-am să-l uit câte zile am. Dar vorbesc și undeva despre o declarație într-o perioadă foarte complicată pentru intelectualii români și pentru România între războaie. Greu de făcut dintr-o țară relativ mică o Românie mare. Greu să integrezi comunități diferite, sași, unguri, evrei, culturi diferite care de secole au stat în alte chestiuni. Și ceea ce m-a frapat în ceea ce spunea Mircea Eliade, cred că în 1925, el spunea despre generația lui că are sentimentul că este o generație fără misiune. Eu nu sunt preocupat de modul cum votează românii. Eu sunt preocupat de cauzele care fac ca românii să fie atât de nemulțumiți încât la uneori să aleagă soluții mult mai radicale decât poate am fi mai confortabil noi cu el. Și este un fenomen care nu e doar românesc. Ați vorbit de Olanda, se întâmplă și în alte țări. Brexitul englezesc, britanic, a fost tot o chestiune din familia aceasta. Deci eu sunt mai preocupat, în loc de a arăta cu degetul, ceea ce e foarte ușor în politică, să mă uit la care sunt cauzele pentru care atât de multă lume preferă soluții atât de radicale. Pentru că sunt cauze sociale, economice, culturale. Și credeți că românii în momentul ăsta nu au o misiune, un ideal, ceva mai înalt decât viața de zi cu zi? Eu cred că, fără să fie verbalizat, fără să fie exprimat în sens politic, eu cred că avem cu toții și imensa diasporă românească, imensa diasporă, atât de importantă a diasporă românească, că avem un sentiment că este un moment crucial. Eu cred că avem cu toții un fel de anxietate în fața unor momente foarte complicate. Avem cu toții o așteptare față de un viitor care poate fi imprevizibil. Și de aceea eu cred că această generație, a mea, eu am crezut când am ridicat steagul României la NATO și am semnat încheierea negocierilor la UE, că mi-am făcut treaba, pot să mă duc să scriu cărți, pot să mă duc să plimb, cum să spun, căruțul cu nepoți, că mă apuc să joc și eu mai mult tenis sau fotbal, dacă mă primește Mircea la antrenament. M-am înșelat pentru că treaba nu se întâmplă. Deci eu nu cred că acum există în publicul românesc, indiferent de categorie socială, indiferent de faptul că s-a acasă sau afară, un sentiment că este groasă. Și sper din inimă că acest sentiment să se traducă nu doar într-un vot de uriaș protest, dar și într-un vot de uriașă speranță și de transformare pentru țara asta. Asta este cel puțin speranța mea pentru România.